E bine că vă simțiți dinamizat de mersul Claudiu. Știți că noi, ca spunea că în relația maestru-ucenic nu se știe cine dă și cine primește. Așa și aici am putea parafraza spune, nu se știe cine pe cine salvează. Oricum, aș vrea să mai subliniez un lucru, că toată această poveste a fost să se desfășoare sub niște auspici interesante, deci, dincolo de centenarul acesta al Marei Uniri, care a avut până la urmă mai degrabă o înfățișare cenușie în lumea românească, dar pe care totuși îl ținem la inimă, să desfășoare această lansare și pe fondul altor aniversări sau comemorări, de pildă 80 de ani de la asasinarea în pădurea Tâncăveștilor lui Corneliu Zelea Codreanu și de asemenea 100 de ani de la nașterea celui mai mare disident rus și probabil cea mai înaltă conștiință creștină a rezistenței anticomuniste din răsărit, Alexandru Solzhenitsyn. Pentru că, într-un fel sau altul, toți cei 13 în această carte sunt frații spiritoare al lui Solzhenitsyn și mărturisitori în eternitate a acestei rezistențe care n-a fost numai românești, a fost a unei întregi paradigme istorice și spirituale, care este această lume răsăritană greu.